o mândrețe de concurent, bineînțeles, pentru că dacă ne-ai impresionat în timpul concursului cu un moment de poezie, acum a venit și cu păpușa ei. Ia să vedeți acum ce urmează. Cine e? Cum cine e? Eu sunt asta, mama voastră. V-am adus mâncare, bre. Am o întrebare pentru tine. De ce n-ai venit cu marionetele? Uite, de data asta îți dau un bine mare și frumos și pentru data următoare îți fac eu prost de marionetă. Ok? Bine? Bine? E bun. De-abia te așteptam să-ți cunosc păpușa, cea cu care ne-ai încântat și la preselecție. N-a fost să fie, dar mie nu-mi pare rău, pentru că tu ești adevărata păpușă. Aoleo! Dar cine este acest domn? E păpușa mea. Și cine? Cum se numește? Îl cheamă Gălbenel, eu așa îi zic. Gălbenel. Gălbenele, la tine e bine pe acolo? Da, scufița mea. Aici Gălbenel, am preluat legătura. Părinții, familia emoționată, inimioare roz pentru Mira. De-abia o așteptăm. La 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 la. La 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 la. Asta nu e viață, singur tot mereu vreau și eu o rață, să-mi fie soață, soț să-i fiu eu. Stau aici singurel pe lac și mă plictisesc. Habar n-aveți voi cât sunt eu de talentat. Mai întâi de toate, eu am învățat să cânt. Foaie verde m-a tostat, toată viața am gândat. La 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 la. O, mă scuzați, dar vedeți ce se întâmplă dacă cânt și nu mă încălzesc înainte de a cânta? Nu, nimeni nu mă vrea. Nu, nimeni nu vrea să mă vadă și să mă cunoască. Oh, dar ce văd eu aici? O pasăre ca mine, o frățicioară. Auzi? Cioară dragă, acolo la tine acasă e bine, da? Se poartă frumos cu tine. N-aș putea să vin și eu acolo la tine? Nu fac mizerie. Mare, sunt cu minte și pot să-ți cânt așa de frumos. Nu vrei să cânt? Mă dau mare. Să tac? Vrei să cânti tu? Bine, tac. Uite, tac. Dar cât să tac? De tot? De tot, de tot? Dar eu nu pot să tac de tot. Mai bine îți cânt alt cântecel minunat. Tararap, tararap, tararararara. Tararap, tararap, tararararara. Tararap, tararap, tararararara. Fără cuvinte. Șerban a fugit, deoarece i-am spus înainte că îi pregătește lui niște cabluri. Surpriza! Eh, surpriza e Mira, nu? Da? Ce părere avem, Andreea? Mi-a plăcut că în sfârșit a venit și păpușa ta. Matilda. Mira, ești foarte talentată. Mulțumesc. Așa cum am constatat noi și ai venit atunci fără o șansă, o neșansă ai avut că ai venit fără Gălbenel. Ne-a arătat încă o dată că ești foarte talentată, că ești o actriță desăvârșită și că ne-ai fermecat și astăzi, pe mine personal. Bravo! Felicitări! Mulțumesc!
Răzvan. Vorba șerbanului. Am o întrebare pentru tine. 1. Câte picioare drepte are Gălbenel? 1. 1? Da. Aha, mai ales stângul, am înțeles. Ok. Și 2. Asta nu e o întrebare, e o afirmație. Place foarte mult vocea ta. Mulțumesc. Cânti foarte frumos, ai un timbru foarte frumos și mă bucur mult că te-am văzut în această ipostază aici. Mulțumesc. Mirela? Eu cred că Mira este un artist complet în devenire, pentru că ea poate să exprime niște lucruri și singură, fără păpuș. Am văzut-o în cealaltă ediție. Iată, poate fi și o mânuitoare de marionetă la fel de talentată. Răzvan remarca talentul ei încântat și eu sunt convinsă că dacă și-ar pune în cap, ar putea să și danseze foarte bine. Deci, indiferent ce o să vrea mama sau tata, cred că cariera ta este asta, de a fi artist, pentru că te-a înzestrat Dumnezeu cu de toate. Mulțumesc! Mulțumim mult jurului și eu zic să mergi la pui ciorile alea două care te așteaptă acolo, Vlad și Șerban. Tu te-ai jucat cu Gălbenel? Da. Și ce știe Gălbenel să facă? Foara, să cânte și să danseze. Dar Gălbenel face lucrurile astea singur? Nu face. L-ajută Mira. Ia să vină Gălbenel în arenă alături de noi. Uite și floricele aici lângă mine. Hai aici lângă mine. Hai, unde vrei tu să stai? Uite aici. Ia, hai să-l bârfim un pic pe Șerban. Uite, dacă te uiți la el, nu spui și tu o întrebare? Cine e păpușa și cine e păpușarul? Cine e păpușa în imaginea aceea? Gălbenel, desigur. Ah, și Șerban e păpușarul. Gălbenel, hai un pic aici. Gălbenel, hai aici. Ce faci? Cum ești? Bine, foarte bine. Cum te-ai simțit pe scenă la noi? Perfect. Vezi că ți se sucește gâtul. Da, știu, mi s-a mai întâmplat. Ce faci de aici? Unde mergi? Păi de aici merg acasă la cioara lui Răzvan, pentru că, știți, mă vrea acasă, yeah! Ei, mândră ardeleancă se întoarce. Vine cu glasul ei dulce și vorba rară să ne încânte așa, ca din Ardeal. Pe la noi, pe la Ardeal, la 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 la. Și joc cu un pic mai rar, la 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 la. Te mai știi și alte piese, cumva? Da, foarte multe. Și de ce n-ai venit cu o piesă nouă? Pentru că asta mi-e așa bine pe voce. A fost CD, deci îți dau foarte bine. Dar aș vrea să văd mai mult în ceea ce transmiți. Bine ai revenit! Cu vocea încălzită, nu? Da. Cu o piesă nouă. Da. Așa că te las să te pregătești. Astăzi o să cânte piesă proprie a ei, în prima audiție. O să fie aici la dumneavoastră în platou. Piesa se numește Mândrui Badea și se ține, așa popular. Și Denisa, îți urăm succes. Mami cu tati aici, te susținem. Hai, Denisa! Mult succes! Suntem alături de tine, mult succes! Să-nvârche
de cap să-mi bată, da la 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 la. Ia-mi de mare să mai ține, să se-mi piedice de mine, să se-mi piedice de mine, la 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 la. Vezi, mare, că te pica, nimeni nu te-ar ridica. Și-n vârte mă, ori mă lasă, la 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 la. Ori e nu te du acasă, la 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 la. Ori mă lasă-n pace o lună, la 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 la. Că alba de mioi găsând cea cânta și a hori. Badea care m-a jucat, la 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 la. M-a jucat bine n-a stat, la 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 la. Și a bate pe picior, că mi-ai luat mândru picior, că mi-ai luat mândru picior, la 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 la. Și eu îs mândră fată și aștept să fiu jucată, și aștept să fiu jucată, la 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 la. Bravo, bravo tati, felicitări. Super frumos. Juju, bineînțeles, și începem cu Andreea. Am avut o singură supărare în tot cântecul. Că Matilda n-a vrut să vină să danseze cu mine. Am înțeles. Și singură n-am putut să vin. Era rândul lui Răzvan, te rog frumos. Trebuia să-l inviți pe Răzvan. Răzvan se pricea pe alt domeniu. Dami, stai de la puțin. Dami Tango, Dami... Eu nu sunt obișnuit, n-am invitat niciodată o fată la dans, nici la propriu, nici și la figurat. Și așteptai invitat, vezi? Na, dacă lasă vreți... Lasă-mă trece să iei supărarea. Nu cred eu că-i domeniul lui și fix de aia. Fix de aia. Bine, da, că da. Tu ești o mare dansatoare. Matilda. Denisuca. Vreau să mergi treaptă cu treaptă și să faci lucrurile foarte bine și să rămâi un interpret de referință a zonei tale. Da? Asta este rugămintea mea. Și te rog să crezi în ceea ce îți spun eu, pentru că așa s-a întâmplat și cu mine. Da? Te rog foarte mult. Bravo! Foarte frumos! Mulțumim, Matilda. Răzvan, n-ai jucat, dar trebuie să ai o părere acum. Nu, o să dau cuvântul Mirelei, pentru că dacă mai zic și eu ceva, nu o să aibă nimic, nimic de zis. Nu, eu atâta vreau să spun, pe mine m-ai dat gata și înainte și acum, cu cocarda aceea și cu brâu pe care l-ai. Te sărut, Denisa. Totuși, completez, dacă s-au spus atâtea lucruri frumoase, te apreciez și eu foarte mult, dar sunt curios, de ce, cum e o strigătură dacă nu e strigată? Pentru părțile cântate, microfonul când îl ții aproape, poți să le depărtezi și să simt într-adevăr că strigi, că e o strigătură. Asta e singura mea dorință vis-a-vis de interpretare. Adică nu prea auzi strigătura ta, vreau să completez eu. Hai să vedem că poate ne... Ia zi o strigătură acum, așa. Jocăba, e strigătare, nu mă călca făpticioare. Ai auzit? Ai auzit? Acum? Te rog frumos să-ți desfunzi urechile. Așa a strigat și atunci, să știi. Eu sunt un căscat de felul meu, chiar dacă am niște... Dacă n-auzi bine. Da, normal, Andreea. Mulțumim mult de tot. Eu zic să mergi să le zici vreo două strigături și acolo la băieți. Sigur te așteaptă. Și ca să-i fericesc pe colegii mei, iată-ne aici în cameră! Cum a fost de această dată? Părerea mea că a debutat cu această piesă destul de bine, zic eu. Autografele le dă la ieșire, nu? Da, da. Da. Sperăm să mergem și mai departe. Păi, asta trebuie, mers mai departe, cum a spus și juriul, e păcat să se oprească aici. Speranța ei și... Decizia de astăzi, adică contează pentru ea așa în asta, dar oricum o să continue pentru că asta îi place, asta o reprezintă, îi place ceea ce face și cu asta o să meargă înainte. Așa e. Asta ne reprezintă pe noi românii. Bravo! Haide alături de noi să aplaudăm pe Denisa! Bravo! Cumva te jenează ca și pe mine papionul costumul unde stai așa în muncă? Nu. E lejer, totul e frumos. Da. Mm-hmm. Cum te-ai simțit și de această dată la DTM? Foarte bine. Foarte bine. Parcă te-ai mutat aici la noi, nu? Da. Știi și tu o strigătură? Da! Mami, ne foame! Deci, Vlad, nu trebuie chiurituri? Chiii! Ha, băi! Cum ai ieșit? Nu știu, întreabă pe Raluca.
Raluca, cum a ieșit? Cum a ieșit? La tine! Să te ferească Sfântul Șerban. Cam atât despre chiuiturile tale, dar vreau să-ți arăt pe cineva acum. Oare a venit din nou să bată cu pumnul în scenă? Cu siguranță, atitudinea ei în timp ce interpretează este memorabilă. La fel și vocea ei. Să o vedem! Șahuzarul pe cântare, măi dorule mai. Cum face ce vrea cu vocișoara aia, impresionant, într-adevăr. Un vibrato frumos și cald. Ai în tine și mare talent de a deveni mare actriță. Ce s-a întâmplat aici a fost, într-adevăr, un act artistic oferit de o fetiță de 9 ani. Ia să vedem cine vine acum. Aoleo, dar ți-ai schimbat costumația. De ce ești desculță? Stai să-ți dau microfonul ăsta. Ia zi. Pentru că n-am avut timp să fac o pereche de papuci adecvați cântecului meu. Am înțeles. Și atunci ai hotărât să vii desculță. Da. Băieți, voi să nu vă descălțați, bine? A, nu? Șerban, nu, mai încolo, nu ne descălțăm. Ascultăm piesa cu mama, emoții, pumni strânși, te vedem! Lie, lie, lie.
Foarte bună. Sunt foarte mulțumită. Eu pe această piesă tot așteptam să intre Ian Cujianu, Pintea Haiducu. Nu i-am putut să-i aduc. A, există. Nici măcar pe tate nu l-am adus. Nu... Și coronița împletită aseară. Vorbim de coronițe după jurizare. Aflăm ce se întâmplă și cu coronița împletită aseară după ce o întrebăm pe Andreea cum i s-a părut, care era așa cu gura căscată, Andreea, totă. Să nu mi te mai fure, Răzvan. Aoleo. Ca și data trecută. Iarăși am rămas singură. Spune-mi părerea împreună, Matilda. Ce să spunem, Andreea, că eu tremur toată. Jos pălăria, ce să mai spunem? Jos coronița, jos pălăria, jos pălăria. Pentru tine ești o splendoare, ești o minunată. Să faci jazz la viața ta pentru că e ceea ce ți se potrivește. Eu mi-am dorit toată viața să fac, să știi. Dar nu mi s-a potrivit, uite. Dar sper că ție să vă privească. Bravo! Mulțumesc! Felicitări! Mirela! Felicitări! Ne-am mărmurit și ne-a făcut să tremurăm aici și să lăcrimăm. Răzvan! Este un copil special. Ce mai vreți de la mine? Deci, serios, deci chiar... am spus-o deja, o spun. Eu pe Daria o iubesc foarte mult, de prima dată de când am văzut-o. Și aș vrea să o văd în fiecare zi. Deci... Mulțumim mult de tot. Să ne faci un videoclip. O să spun totuși. O să spun că acest copil reușește să trezească niște emoții cum puțin artiști reușesc. Așa cum am spus și data trecută în cazul ei, e mare lucru ca un copil de 9 ani să poată să creeze un moment artistic. Un moment artistic adevărat. Mulțumim mult de tot! Mulțumim, iar eu zic să mergem la mama, să vedem mama ce părere are. Stai, ați plecat de lângă mine. Au trecut emoțiile cu? Da. Am întotdeauna eu am emoții, eu. Îmi spuneați că deja v-ați obișnuit cu drumul Iași-Cluj? Da, a început să ne plac, ne pare mai scurt. Să sperăm că va fi și a treia oară. Hai de aici, hai de aici. Hai de aici. Ia spune-mi tu mie, coronița mi-o dai și mie? Da, cum să nu? Poți să o iau acum? Da. Încerc, dar nu, da, poate îți stric freza. Nu, lasă-mă, nu, mai bine mai încolo, da? Da. Cum a fost? Desculță! Foarte bine, m-am simțit foarte bine. Nu e așa că e mai bine desculță? Da. Cât de greu a fost să te pregătești în 2 zile să vii în fața juriului copii în 3 zile, să nu mințim. Doamne ferește să mințim. În 3 zile, să vii în 3 zile cu o piesă cu totul și cu totul nou în fața juriului. Păi a fost destul de greu, am muncit și iată că am reușit. Ea a fost ultima concurentă din ediția de astăzi de recalificări și acum va veni treaba jurului, cea mai grea, ingrată chiar aș putea spune, să-i aleagă pe cei trei care merg mai departe. Dar pentru noi și pentru dumneavoastră, cu siguranță, toți sunt câștigători. Da, în câteva momente îi vedem pe cei trei care se califică în semifinale.